Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! La mulți ani! Este a treia zi de Crăciun. Biserica, în fiecare an, la 27 decembrie, îl cinstește pe Sfântul Arhidiacon Ștefan. Vorbim despre martiriul Sfântului Arhidiacon Ștefan și despre modelul pe care el îl transmite pentru noi cei de azi. Este alături de mine Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Preasfințite Părinte, sărutăm dreapta, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și pentru că este a treia zi de Crăciun, vă spunem la mulți ani. Bine v-am regăsit, la mulți ani și sărbători și praznice fericite în continuare și bineînțeles în curând un an nou calendaristic binecuvântat de Bunul Dumnezeu. Vă mulțumim foarte mult, Preasfinția voastră. În fiecare an, la 27 decembrie, este prăznuit Sfântul Arhidiacon Ștefan și aș vrea să ne vorbiți un pic despre Sfântul Arhidiacon Ștefan și despre modul în care își încheie viața. Este atât de aproape de praznicul nașterii Domnului, care reprezintă, am putea să spunem, începutul acestei lucrări extraordinare pe care Biserica Creștină o aduce în lume, pentru că dacă la Buna Vestire, prin întruparea Mântuitorului se face propriu-zis început mântuirii noastre prin lucrarea lui Dumnezeu și prin răspunsul umanității printr-una dintre cele mai curate și mai alese dintre ființele sale. Iată că la Crăciun, cel care atunci s-a zlămislit, după această rânduială obișnuită care tot de la Dumnezeu este lăsată, vine în lume și practic de la începuturile activității și vieții sale pământene, Mântuitorul întâmpină nu doar bucuria celor credincioși și a oamenilor care își deschid sufletul față de Dumnezeu, ci întâmpină și adversitate. Iată, să ne gândim că de la marginile pământului au venit magii să îi se închine Mântuitorului și au adus daruri de mare preț. Pe de altă parte, Irod, cel care reprezenta conducerea politică din vremea aceea a regiunii în care s-a născut Mântuitorul, din această teamă de a-și pierde tronul și din alte, să spunem, interese și porniri pur omenești, se teme și vrea deja să nimicească sau să oprească viața Mântuitorului și tocmai de aceea își trimite ostași, așa cum se mărturisește și în colindele noastre, și omoară toți pruncii din cetatea Betlehemului de 2 ani și mai jos, ca să fie sigur că îl elimină pe cel care putea să îi devină în mintea sau un contracandidat la tron. Iată că, așadar, Biserica Creștină este în același timp un mare dar de la Bunul Dumnezeu, o unire a lui Dumnezeu cu omul și, bineînțeles, un prilej de mare bucurie pentru Sfânta Fecioară Maria și pentru toți creștinii din toate vremurile. Pe de altă parte, creștinismul aduce în lume și această adversitate pentru că parcă stârnește în sufletele oamenilor și mai ales a celor care se tem că ar avea ceva de pierdut, deși toate le-am primit de la Dumnezeu, și atunci stârnește această adversitate și această prigoană a Bisericii Creștine și probabil că nu este întâmplător și faptul că din rânduiala lui Dumnezeu și, bineînțeles, din înțelepciunea Bisericii, la a treia zi de Crăciun deja vorbim despre sărbătoarea primului mucenic creștin, care este Sfântul Arhidiacon și întâi mucenic Ștefan. Iată că biserica de la începuturile sale se centrează în jurul acestei taine liturgice și acestei rânduiri, acestei rugăciuni comune, care este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie sau Sfânta Împărtășanie. Și bineînțeles că ea are în centru frângerea pâinii. Pe măsură ce Biserica Creștină începe să se organizeze și să prindă putere și să ne aducem aminte că îndată după pogorârea Duhului Sfânt, prin puterea de influențare sau de atragere a oamenilor către Dumnezeu, prin cuvintele Sfinților Apostoli, deja au fost câteva mii de creștini care au dorit să se boteze și să devină creștini. Biserica s-a organizat și s-a înmulțit foarte mult, pentru că, într-adevăr, Dumnezeu lucrează și majoritatea poporului sunt nu cei care stăpânesc mulțimile și gloatele și care au eventuale privilegii de pierdut, ci cei care însetează după viața cea veșnică, pe care Dumnezeu, prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, o dăruiește creștinilor și, bineînțeles, în general, tuturor oamenilor care cred în El. Și a fost nevoie ca la rugăciunile în care se săvârșeau acolo în comunitățile creștine, datorită înmulțirii numărului de creștini, să fie oarecum scutiți Sfinții Apostoli,
de celelalte îndatoriri care sunt și ele oarecum firești. Dincolo de organizarea Sfintei Liturghii, de grijă pentru cei sărași, bineînțeles de împărtășirea cuvântului sau de predică, de propovăduirea veștii celei bune a învierii Domnului, era necesar că îndată după Sfânta Liturghie existau de atunci deja și acele așa numite agape, în care creștinii, bucurându-se de această nouă relație de familiaritate a lor cu Dumnezeu și între oaltă, ca o familie, ca o nouă familie creștină, era nevoie ca să îi ajute cineva pe Sfinții Apostoli, astfel încât ei să se dedice în mod special activității acestea de propovăduire, de vestire a învierii Domnului și de atragere către creștinism a unor noi membri, a unor noi oameni și, bineînțeles, că pe lângă slujirea apostolească și slujirea ierarhică din vremea aceea a primilor ierarhi sau preoți, a fost nevoie și de această slujire diaconească și știm că este marcat încă din primele cărți ale Noului Testament, după Sfintele Evanghelii, în cartea Faptele Apostolilor, despre chemarea celor și investirea prin rugăciune, cu siguranță că a fost și o hirotesie sau o rugăciune specială de invocare a Harului Duhului Sfânt peste aceste sfinți diaconi sau primii diaconi ai Bisericii Creștine, cei 7, între care la loc de cinste s-a numărat și Sfântul Întiu și Arhidiacon și Mucenic Ștefan. Ei nu aveau doar această îndatorire de a sluji la mese și de a se ocupa de trebuințele oamenilor după Sfânta Liturghie și după propovăduirea apostolilor, ci ei de asemenea ajutau ei înșiși, pentru că aveau mare dar de la Bunul Dumnezeu, ajutau ei înșiși la propovăduirea cuvântului Sfintei Evanghelii și, bineînțeles, chiar și la săvârșirea tainelor Sfântului Botez. Ștefan se remarcă între aceștia, pentru că, pe de o parte, provenea, bineînțeles, și din neamul evreilor, majoritatea erau din poporul lui Israel, însă el avea o râvnă deosebită și avea, probabil, și o putere de cuvântare mai multă decât ceilalți, astfel încât, poate și datorită faptului că ceilalți evrei considerau că este o pierdere mare trecerea lui Ștefan la creștinism și, iată, primirea de către el a unor îndatoriri suplimentare care ajutau la zidirea opstii creștine, probabil că invidia lor față de Sfântul Arhidiacon Ștefan s-a pornit foarte mult, astfel încât ei au dorit cu orice chip să îl înlăture pe acesta din grupul creștinilor și există acel episod relatat pe Îndelete în Apostolul de la Sărbătoarea Sfântului Arhidiacon Ștefan, în care evrei au pus mâna pe el, acuzându-l, bineînțeles, așa cum mulți alții dintre creștini au fost acuzați, că aduce blasfemii, adică că îl necinstește pe Dumnezeu și numele lui și, bineînțeles, că atât de mult au sporit în această pornire și râvnă a lor dușmănoasă față de, iată, unul dintre creștinii mai înzestrați de Dumnezeu cu multe daruri, mai zeloși, așa, încât l-au adus în fața căpetenilor lor și au hotărât ca să îl ucidă cu pietre. Se împlinește, de fapt, preasfinția voastră, cuvântul Mântuitorului Hristos, dacă pe mine m-au prigonit și pe voi vă vor prigoni. Și exact aceleași acuze, exact acest ahulit. Acesta a hulit, bineînțeles, și Mântuitorul a fost acuzat de asemenea că ne cinstește pe tatăl. Iată și Sfântul Arhidiacon Ștefan este acuzat la fel pe nedrept, pentru că el nu făcea altceva decât să slujească noi biserici creștine. Eresul acestuia, cum era denumit el de către evrei, care vedeau că, deși nu l-au luat în considerare, deși nu l-au băgat în seamă pe Mântuitorul, el, fiind cu totul altfel decât ceea ce erau învățați să respecte în credința lor, totuși, așa cum spune și Mântuitorul, piatra pe care nu au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului, pentru că în jurul Mântuitorului și a jertfei sale, în primul rând, și a Sfinților Apostoli, care erau oameni simpli, dar care au primit dar și puterea Dumnezeu, a crescut foarte mult biserica creștină și, bineînțeles, că ei deja au început să simtă această invidie și această pornire dușmănoasă contra apostolilor, încât nu au găsit ceva mai bun de făcut. Și aici este iarăși un lucru foarte interesant și care, din păcate, cred că se aplică și se repetă și în zilele noastre. Adică atât de mult îi deranja ceea ce spunea Sfântul Arhidiacon Ștefan, deși cred că era doar un creștin zelos care vorbea despre Mântuitorul Iisus Hristos și învăța pe acesta lucruri bune, încât la un moment dat își astupă și urechile, nemaivoind să asculte rugăciunile sau cuvintele de laudă pe care Ștefan le aducea la adresa Bunului Dumnezeu
și atunci l-au omorât cu pietre. Și iarăși este foarte important și remarcabil pentru noi, până în ziua de astăzi, pentru faptul că Sfântul Arhidiacon Ștefan, deși simțea că viața ei se sfârșește, era probabil un tânăr arhidiacon, foarte implicat în activitatea sa misionară și foarte dăruit pentru tot ceea ce făcea și care își simțea viața pusă în pericol la nivelul cel mai înalt, și totuși nu a găsit cu cale să facă nici măcar un pas înapoi, ci a rămas stăruitor în această credință și asemenea Mântuitorului pe cruce, în care el se ruga Tatălui din ceruri: Tată, iartă-le lor că nu știu ce fac, iată, ca să arate că atât de impregnat a fost de această chemare, de harul Duhului Sfânt și de toată puterea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a dăruit-o ucenicilor săi, adică creștinilor. Și Sfântul Ștefan spune la fel: Doamne, iartă-le lor că nu știu ceea ce fac, și repete de asemenea și un alt cuvânt: în mâinile tale încredințez Duhul meu. Și fiind lovit și probabil copleșit de mulțimea pietrelor aruncate din atâta ură și din atâtea invidie contra creștinilor, de cei care trebuiau să îl conducă pe poporul Israel la adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu, încât Sfântul Ștefan își termină viața foarte repede și devine primul dintre mucenicii bisericii noastre. Preasfinția voastră, cum putem înțelege azi sacrificiul Sfântului Ștefan? Mai poate omul actual să reacționeze ca un creștin la provocările sau nedreptățile lumii? Cu siguranță, pentru că și astăzi, ca și ieri, ca și în vremea Sfântului Arhidiacon Ștefan, așa cum Sfântul Apostol Pavel ne încredințează, Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Și dincolo de toate, trebuie să mai înțelegem încă un lucru care de asemenea cred că este foarte important, și anume, Hristos nu a venit în lumea aceasta ca să câștige ceva, ci El a venit pentru oameni, ca oamenii să câștige mântuirea. A venit ca să îi învețe pe oameni cuvântul lui Dumnezeu, să le arate acestora originea din care se trag, să înțeleagă cu toții că nu provenim dintr-o maimuță sau dintr-o origine evoluționistă, așa cum încerca să demonstreze știința vremurilor acelora, ci că Dumnezeu este Tatăl nostru, Cel care ne-a făcut din suflarea sa de viață prin harul Duhului Sfânt și din pământul care este de asemenea tot rod al creației lui Dumnezeu, care era impregnat și acest pământ, bineînțeles, cu o putere dătătoare de viață, dar Dumnezeu în mod special l-a zidit pe om, suflându-i acestea harul Duhului Sfânt, și să ne arate care este ținta noastră în această viață. Și ținta noastră nu este doar să dobândim averi și să ajungem în fruntea unor instituții sau a popoarelor și ca toți să asculte de noi, ci ținta noastră este să ne înțelegem rostul și menirea, să ne umplem și noi de acest dar care vine de la Bunul Dumnezeu și să înțelegem chemarea pe care Hristos și nouă ne adresează astăzi, la fel ca și la începuturi, la fel ca și Sfinților Ucenici și Apostoli, la fel ca și Sfântului Întâiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan, și nouă și astăzi la fel. Dar vedeți că lumea în care trăim, din păcate, aici, cred că este cea mai mare problemă a ei, pentru că dacă au fost decenii întregi și poate chiar și secole în care lumea a progresat, pe de o parte, din punct de vedere material, din punct de vedere științific, din punct de vedere tehnologic, pe de altă parte, ea s-a și secularizat, așa cum se spune, adică s-a apropiat mai mult de țintele și de beneficiile lumii acestea, uitându-și originea și neînțelegând că viața noastră aici, oricât de mult s-ar dezvolta știința, totuși nu poți să o prelungești la nesfârșit, iar una este știința și alta este omul ca zidirea lui Dumnezeu. Și cât de performanță ar fi robotica sau toate celelalte dezvoltări tehnologice ale noastre și cât de mult ar putea ajuta pe om în anumite împrejurări grele ale vieții, totuși omul rămâne o ființă extraordinară în sine. Și creștinismul și astăzi poate să îi descopere această perspectivă creștinului, adică să înțeleagă că noi provenim de la Dumnezeu și prin Iisus Hristos, care este Dumnezeu făcut om, atunci la plinirea vremii, prin întruparea din Sfânta Fecioară Maria, și că această cale pe care El ne-o arată și pentru noi este accesibilă
Și noi dacă îl vom descoperi, atunci vom înțelege că toate celelalte sunt niște nimicuri, sunt niște lucruri care pot părea pentru unii extraordinar de importante, pentru care anumite persoane sunt în stare să-și cheltuiască toate averile lor sau sunt în stare să piardă orice au în lumea aceasta numai ca să mai facă încă o descoperire științifică. Păi când creștinismul nou ne arată că în această lume nu avem atât de mult de trăim, dar nădejdea noastră este plină de nemurire și noi lucrăm în această lume ca să ne asemănăm mai mult Mântuitorului nostru Iisus Hristos și să îi slujim pe semeni, asemenea Sfântului Arhidiacon Ștefan, și pe de altă parte să împărtășim celorlalți semeni din darurile și din cunoașterea și din bunătatea noastră pe care și noi o primim în această relație personală concretă cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la fel cum și Sfântul Arhidiacon Ștefan a făcut. Și încă un lucru care cred că este iarăși foarte important, din păcate chiar și pentru generația mai tânără, care la școală poate că nu a fost învățată prin ora de religie sau printr-un context mai favorabil, deși în timpul nostru, spre deosebire de anii dinainte de 1990, totuși religia este prezentă în toate școlile și la toate nivelurile de învățământ, poate de la nivelul grădinței până la nivelul facultății, dar din păcate mulți dintre tinerii noștri se lasă cuceriți și cred că din păcate aici și vârsta le este un inamic, și anume ei tind să dea foarte multă credibilitate doar acestei realizări din punct de vedere material și profesional și științe și să nege sau din păcate la un moment dat chiar să batjocorească pe cei care, inclusiv asemenea părinților și bunicilor noștri, care au înțeles că în ciuda tuturor greutăților vieții, totuși credința în Bunul Dumnezeu și rugăciunea este un lucru atât de important și că pe toate celelalte lucruri ale vieților, inclusiv relația familială, nașterea copiilor, creșterea copiilor, împlinirea lor din punct de vedere uman, profesional, ei toate le treceau prin filtrul acesta al credinței și pentru toate aduceau rugăciunea ca și o temelie atât de importantă. Vedem și astăzi tineri, poate asemenea și nu numai tineri, ci chiar și conducători ai unor societăți care, din păcate, sunt foarte atrași în această artă a conducerii, politica pe care o au ei în zilele noastre și, bineînțeles, de toate celelalte avantaje ale poziției pe care o ocupă în societate la un moment dat sau alte tentații materiale, și sunt mulți dintre aceștia și chiar și din generația mai tânără care nu mai înțeleg rostul creștinismului și care ajung să-l prigonească la fel cum și odinioară s-au stârnit, s-au pornit atât de îndărădnic împotriva primilor creștini și atât au dat naștere și unor mucenici, și tocmai de aceea, din păcate, nu este exclus ca și în ziua de astăzi cel care este cu adevărat creștin sau care are măcar o oarecare cunoaștere și așezare în această perspectivă creștină și care simte că Hristos este ținta și scopul vieții sale și cel mai de nădejde însoțitor și ajutător al vieții lui aici pe pământ, să ajungă într-o relație de conflict cu ceilalți, să fie marginalizat, să fie prigonit, să fie dat deoparte, să fie lipsit chiar la un moment dat de toate drepturile și, bineînțeles, poate chiar să ajungă să fie pus în această perspectivă de a alege între a-și mărturisi credința lui sau de a-și pierde viața, la fel cum s-a întâmplat și în cazul Sfântului Arhidiacon Ștefan. Pentru că vorbeați despre aceste conflicte, Preasfinția voastră, cum putem să păstrăm spiritul creștin într-un conflict fără să renunțăm la apărarea propriului punct de vedere? Este, cred că, foarte greu pentru cineva care încă nu a reușit să descopere pe Hristos în adevărata sa valoare și, mai presus de orice, în aceste daruri pe care le aduce o relație personală conștientă cu El însuși. Adică trebuie să simți că duminica, unul dintre lucrurile cele mai importante pentru tine este Sfânta Liturghie. Să mergi, să te rogi, să participi și tu, să încerci să te integrezi prin Sfânta Liturghie, nu doar în întărirea relației tale personale cu Iisus Hristos, ci și cu toate celelalte generații care sunt înaintea ta. Din păcate, acești oameni nu reușesc să înțeleagă acest lucru și această tendință și tentația zilei de astăzi, care a fost întotdeauna prezentă și manifestată în diferite forme și câteodată însoțită chiar de multă violență, și să ne aducem aminte de secolele de început ale creștinismului, în care creștinii nu făceau nimic rău și totuși ei au fost acuzați că au dat foc Romei. Și astfel Nero a pornit prima prigoană sângeroasă împotriva creștinilor. Din păcate, la fel se poate întâmpla și astăzi, și această dorință de a impune celorlalți ce să facă poate să stârnească o reacție din partea creștinilor care
la un moment dat nu sunt dispuși să piardă bunul cel mai de preț al vieții lor și care este legătura lor personală cu Iisus Hristos și această credință creștină și viață în biserică. Bineînțeles că există sau poate ar fi de recomandat și din partea creștinilor această înțelepciune de a răbda, de a-i înțelege cu dragoste și cu compasiune și cu condescendență pe cei de lângă ei, mai ales pe cei care vor să le impună cu orice chip un anumit lucru. Preasfinția voastră, să ne uităm la modelul acesta al Sfântului Arhidiacon Ștefan, de fapt la martiriul Sfântului Arhidiacon. Îl mărturisește pe Hristos, îl mărturisește pe Dumnezeu cel adevărat și totuși este omorât cu pietre la porțile cetății și, așa cum aminteați și Preasfinția voastră, rostește doar niște rugăciuni către Dumnezeu Tatăl: Doamne, iartă-i pe ei că nu știu ce fac. Și de asemenea că, așa cum spunea și Preasfinția voastră, îi iartă pe toți. Și acum vreau să trecem în lumea în care ne aflăm noi. De ce am devenit atât de agresivi când avem opinii diferite? Chiar și oameni din mediul religios își apără punctul de vedere cu violență sau manifestă ostilitate față de cei care gândesc diferit. De ce nu ne putem uita la modelul acesta al Sfântului Arhidiacon Ștefan, care nu s-a luptat cu ei? Da, probabil pentru că astăzi suntem destul de puțin pătrunși de duhul acesta al slujirii creștine, așa cum a fost Sfântul Arhidiacon Ștefan odinioară, și pentru că lumea în care trăim, deși foarte modernă, s-a sălbăticit foarte mult, iar în ultima vreme a fost și o împărțire din aceasta parcă și cultivată între anumite categorii de oameni, și nici măcar cei care sunt creștini la un moment dat și mai ales cei care nu au fost sau nu suntem încă foarte sporiți duhovnicește și care nu putem să vedem lucrurile asemenea Sfântului Apostol Pavel, care spune: pentru mine a trăi este un folos, pentru că propovăduiesc Evanghelia lui Hristos, dar a muri este un câștig. Noi, în situația zilelor de astăzi, suntem întărâtați, din păcate, unii contra altora, iar acest instinct de supraviețuire parcă este mai puternic decât orice, chiar și decât harul Duhului Sfânt și de această chemare a slujirii creștine care îi îndemna pe sfinții mucenici în vremurile dintr-un începuturi să nu se lepede de Hristos orice preț ar plăti. Și să ne aducem aminte că au fost și cazuri de tinere creștine cu copii ai lor pe care au încercat să le determine să-și schimbe credința prigonindu-i sau torturându-i pe copii și aceștia totuși nu s-au lepădat și s-au păstrat în această credință, cum a fost și cazul Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, iată, care a fost mare domnitor creștin și a lăsat o adevărată epocă, atât în arhitectura bisericească, în cultură, în cântarea bisericească, în picturile bisericilor din vremea sa, și iată, la un moment dat a fost și el capturat de turci, care, bineînțeles, că aveau interesele lor lumești, dar Sfântul Constantin Voievod nu s-a lepădat de credința creștină și a îndemnat și pe copiii săi, deși cu siguranță aceștia se temeau de moarte, pentru că cu toții cred că ne teme de moarte, și și-a păstrat această credință cu prețul martiriului și rămâne un model pentru noi până în ziua de astăzi. Noi, pe de o parte, pentru că suntem foarte stăpâniți de aceste idealuri ale lumii moderne și mai ales aceasta de a supraviețui cu orice chip, pe de altă parte aceasta de a-l înlătura pe celălalt și a ajunge noi în frunte sau a face ca toți oamenii să asculte numai de ceea ce zic eu, fie într-o direcție, fie în alta, și din păcate aceasta poate să capete chiar și o dimensiune bisericească. Deci dacă nu veți asculta ceea ce eu vă spun ca și lider bisericesc sau ca și un om apreciat de anumite persoane din punct de vedere bisericesc, nu înseamnă că nu sunteți în adevăr. Deci există probabil și această teamă de moarte. Pentru că foarte mult în ziua de astăzi și mai ales în perioada aceasta a pandemiei, amenințarea morții și a îmbolnăvirii a stat deasupra oamenilor ca o perspectivă foarte grea și foarte apăsătoare. Dar nemai fiind oamenii cuprinși de același duh al viețuirii creștine, asemenea Sfântului Arhidiacon Ștefan, și din păcate în zilele noastre lăsându-ne purtați mai mult de veștile care ne vin de pretutindeni și care numai aducătoare de pace și de liniște și de îndemnătoare spre unitate nu sunt, iată că ne lăsăm abătuți de această pornire
Și pe deasupra, cred că mai există și un alt câștig extrem de dureros, și anume aceea de a-i demonstra celorlalți că tu și doar tu ai dreptate. Și bineînțeles că din aceasta nu poate să iasă decât o încăierare din care nimeni nu are de câștigat și care, din păcate, este spre bucuria și a diavolului, care a adus întotdeauna rele în lume și care este socotit părintele dezbinărilor. Iar ceea ce și el... care e șomer acum, pentru că deja oamenii au început să... Nu cred că este chiar șomer. Bine ar fi să fie, cum spuneți, Sfinția voastră, dar din păcate... Dacă oamenii el... deja fac el, lucrurile el, lui... Nu știți ce se întâmplă. Deci lucrează mult mai puțin și, într-adevăr, probabil aici trebuie să ne aducem aminte și, să ne aducem aminte și de acea pildă în care, deasupra unei biete, chilii, al unui călugăr care știa ce înseamnă nevoință duhovnicească, care cu siguranță scus de multe ori și căderile în păcat, și deasupra chiliei lui erau zeci sau sute de diavoli și asupra orașului Alexandria era unul care într-adevăr se cam plictisea pentru că oamenii porniseră pe această cale. Dar cred că astăzi, de la imaginea aceasta am pornit. Da, dar cred că astăzi această stare de lucruri probabil necesită cu mult entuziasm, cu ghilimele de rigoare din partea lor, o susținere a îndârjirii oamenilor tocmai pentru a câștiga și ei cât mai mulți adepți. Pentru că această pornire de a-l contra pe celălalt nu cred că este conformă cu duhul creștin al primelor veacuri. Vreau să vă întreb, cum ne poate modelul martiriului Sfântului Arhidiacon Ștefan să ne ajute să găsim un echilibru în criza pe care o trăim acum, când părerile opuse împart oamenii în tabere? Știți cum? Cred că lucrul cel mai simplu și mai senin dintre toate ar fi, bineînțeles, dincolo de faptul că trebuie să ne apărăm pe noi, să apărăm și valoarea vieții și, bineînțeles, să încercăm să luptăm cu pricinile care ne fac rău și care ne-ar putea vătăma sufletește, trupește și chiar aduce moartea. Deci să încercăm să sporim duhovnicește și să încercăm să câștigăm cât mai mult din viața aceasta creștină pe care o aveau și primii creștini și care era axată de asemenea și în jurul Sfintei Liturghii, în jurul citirii cărților sfinte, în jurul înmulțirii rugăciunilor, probabil a împuținării veștilor și a știrilor din afară, care de multe ori ne aduc în suflet nu doar informațiile acestea, parcă atât de căutate de fiecare dintre noi, ci ne aduc și foarte multă energie negativă. Și să încercăm să sporim în această viață duhovnicească, prin Sfintele Taine și prin rugăciune, și mai ales să încercăm să ne gândim că ținta vieții noastre nu este aici, nu este în înmulțirea numărului anilor și al bogăților sau al lucrurilor pe care le avem, nici măcar în păstrarea acestor valori binefăcătoare și simple a unei vieți familiale netulburate și în pace și bună înțelegere cu toți copiii noștri, cu toți vecinii, ci să ne gândim că fiecare dintre noi, dacă am ajuns în lume până în acest punct, suntem un dar al lui Dumnezeu, să sporim în această legătură personală a noastră cu Iisus Hristos și să ne dorim să fim împreună cu El orice ar fi, chiar dacă ne-am pierde și viața. Și atunci poate că vom avea și față de frații noștri mai multă înțelegere și mai multă bunăvoință, chiar și din interiorul credinței a celor care ne acuză de una sau alta că am făcut sau că nu am făcut din cele ce trebuia, să încercăm să ne facem datoria și, bineînțeles, cred că este iarăși un lucru foarte important, totuși, cu orice preț și orice s-ar întâmpla și orice ni s-ar impune, totuși sunt anumite lucruri ale credinței noastre la care nu trebuie să renunțăm, oricât de rău am fi privit de cei din jur, oricât de multe acuze ni s-ar aduce. Cum ați văzut că și Sfântului Arhidiacon Ștefan i s-au adus anumite acuze, el a rămas statornic în valorile și în lucrarea duhovnicească care o avea de la Mântuitorul Iisus Hristos și chiar dacă a fost martirizat și a pierdut viața, dar a rămas împreună cu Iisus Hristos și a fost pomenit peste veacuri până în ziua de astăzi. Da, vedeți totuși că păstrează această învățătură Sfântul Arhidiacon Ștefan pe care a transmis-o tot timpul biserica. Din păcate, în zilele noastre sunt atâtea fake news-uri și sunt oameni care se hrănesc din știrile acestea false și după aceea se transformă așa în niște luptători, uitând de fapt de frumusețea învățăturii bisericii. Trebuie să ne mai gândim la ceva și să avem în vedere și aceasta. Deci, de pildă, la un moment dat, în acest secol atât de modern în care se pune accentul și suntem acuzați de faptul că suntem retrograzi și nu înțelegem care sunt valorile științei, că de multe ori în numele acestei științe, care nu mai este ce a fost înainte, încearcă să se promoveze alte lucruri și să schimbe din rădăcini societatea pe care am cunoscut-o, inclusiv accentele ei creștine, la atâți oameni cât mai erau. Înțelegând și apreciind valorile pe care le avem
practicând și această iubire a vrăjmașilor, de care ne învață și Sfântul Siloan Atonitul, și punând toată nădejdea în Dumnezeu să încercăm pe cât se poate să nu pierdem lucrurile și valorile fundamentale pe care le-am avut și noi ca biserică creștină și, bineînțeles, să fim pregătiți pentru orice, pentru că în lumea aceasta nu știm niciodată când ne vine sfârșitul, asemenea Sfântului Arhidiacon Ștefan. Vă mulțumim foarte mult, Preasfinția voastră. Mă gândesc la cuvintele pe care Sfântul Arhidiacon Ștefan le rostea în timp ce era omorât cu pietre și spunea așa Sfântul Arhidiacon Ștefan: văd cerurile deschise și pe Mântuitorul stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie Palama spune așa: vedeți? Vedeți că îl putem vedea pe Tatăl? Așa încât să ne înfrățnicească Dumnezeu prin rugăciunile Sfântului Arhidiacon Ștefan, să ajungem și noi la vederea aceasta despre care vorbea Sfântul Arhidiacon. Văd cerurile deschise și pe Mântuitorul Hristos stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Oricum, Tatăl. Oricum, toate cele care se întâmplă în lume și oricât de grele ar fi prigoanele care vin asupra creștinilor, pe un creștin nu ar trebui și nu pot să îl sperie, ci el vede, așa cum am spus, cerurile deschise și lumea aceasta veșnică și viitoare, în care depășește tot ceea ce s-a întâmplat în această lume, tot ceea ce am trăit greu în lumea aceasta, și bineînțeles că se îndreaptă cu toată puterea spre aceasta și își pune nădejdea în Hristos, care oricum a biruit odată pentru totdeauna, și toți cei care îl urmează vor avea și ei parte de aceeași biruință în cerurile acestea deschise, pe care și Sfântul Arhidiacon Ștefan, așa cum a foarte frumos a spus și Sfinția voastră, le-a văzut. Încă o dată vă mulțumim, sărutăm dreapta și la mulți ani! La mulți ani! Dragi telespectatori, și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă doresc să aveți un sfârșit de an calendaristic cu multe bucurii, un nou început în noul an, la fel cu sănătate și cu bucurii. Vă spun la mulți ani și nu uitați, întâlnirile noastre sunt aici la Trinitas TV, la Cuvânt pentru Suflet, în ediția de luni.